Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la episodul cu numărul 2 din Satisfactory 1.0. Eu sunt Cosmin, a.k.a. Dr. Ashut, iar în ultimul videoclip ne-am pus aici un pic baza în ordine, am pus niște extractoare manuale care să ne extragă un pic de iron din nodul acesta normal, avem mai multe noduri normale de iron, avem acolo niște copper și undeva pe acolo avem niște limestone ca să facem niște concrete. Suntem la hub upgrade 5 și în drum spre hub upgrade 6, dar după cum puteți observa, la hub upgrade 6 ne cere destul de multe lucruri și 100 din fiecare, ceea ce este destul de greu de făcut manual. Așa că am zis să facem partea asta deja automatizată un pic, și anume trebuie să facem un miner, apoi un smelter și apoi un constructor pentru diferite lucruri. Bineînțeles, avem nevoie de power și de partea logistică. Și dacă v-ați gândit că inițial vom face aici partea de automatizare pe iron, ei bine, v-ați înșelat un pic. Pentru că iron-ul îl avem la îndemână, este foarte aproape de bază. Ce este departe, mai departe de bază, este copper-ul de acolo și cu limestone-ul de acolo. Prin urmare, voi lucra prima oară în a aduce lucrurile aici, iar mai apoi de aici să se ducă frumos către unde este, unde le este locul. Așa că voi merge în primul și în primul rând către copper. Și în timp ce merg eu frumos către copper, vă zic că nu uitați să vă abonați. Dacă vreți să mai vedeți videoclipuri de genul acesta, să lăsați un like videoclipului, mă ajută foarte, foarte mult. Și dacă vreți să susțineți canalul, să deveniți membri. Bun, dacă n-ați văzut videoclipul anterior, intrați în descrierea, aveți playlist-ul și de asemenea pe canalul meu. Bun, hai să luăm portable minerul acesta pentru că deja a făcut suficiente. Și apoi să ne gândim un pic, deci baza noastră este acolo. Deci prin urmare și liber avem așa și așa. Sau să mergem așa prin partea asta? Nu, voi face ieșirea în direcția aceea. What is that? Așa, voi face ieșirea așa și apoi să mergem cu banda pam 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 și apoi să mergem încolo. Va fi un drum mai lung un pic, dar cred că va fi mai straightforward pentru început. Bun, producție miner MK1. Avem nevoie de 10 iron plates pe care nu le avem. Voi merge acolo. Și apoi vom merge în bază pentru că vă zic eu că am iron plate-urile necesare pentru toate chestiile astea. Dar vreau să văd ce este nebunia asta. What is this shit? Bineînțeles, va trebui să ne batem un pic cu niște albine. Aha, v-am nenorocit. Hai. Bun. Where? Hai să nu mă omoare... Că e pe undeva. Ați văzut că a vorbit? A vorbit și nu știu exact care e treaba cu ea. Mercer Sphere, Collecting Mercer Sphere. Probabil o să ne ajute la un moment dat. The astrobiologist Dr. D.M. Mercer was the first to recognize the presence and probable nature of these alien artifacts. Alien artifacts. These chain melted state spheres are named in his honor. Each sphere emits a unique signal and will require study to determine local application. Mai încolo. Store it for later use. Am înțeles, de storit pentru mai departe, dar avem un Mercer Sphere, să fie primit. Bun, hai să mergem la bază. Ziceam că avem nevoie de un miner, să punem aici la to-do list. Și de un smelter. Bun, avem nevoie și de un smelter, tot acolo. Și apoi îl vom conecta la curent. Dar înainte de toate... Va trebui să le creăm. Așa e la început. După aia devine din ce în ce mai ușor. Pentru o perioadă, v-am zis. Eu am stocat aici niște lucruri. Și avem nevoie de niște wire. Hello, where? I don't have wire. Serios, îți bat joc de mine. Fiți atenți că eu nu am wire aici. Ba da, mă uitam prost. Doamne. Mă uitam foarte prost. Iron rods, avem așa și iron... plates. Bun. Și le avem pe toate. Ok. Bun. Deci mergem frumos înapoi către acea zonă și sper să le am pe toate. N-o să am suficient wire pentru a face și conexiunea la curent. Din păcate. Dar toate la timpul lor.
Mă gândeam oare, hai să le iau pe ăsta că e mai aproape și după aia văd eu cum fac cu celălalt. Și asta cred că ar putea să fie să ajungă și mai ușor. Da, tot așa. Bun. Hai să minăm un pic de cupru. Că tot avem o grămadă de... Așa. Bun. Și să punem aici minerul. În primul rând, ăsta cât consumă? 5 MW. Și noi putem să producem 40. Bun. Deci cam așa arată nebunia asta. Și o vreau să facem, uite, fix așa. Ca să înțelegeți. Asta extrage frumos, da? Și pe aici scoate. Pe aici scoate. Și ca să configurăm, nu avem power. Consumă 5 MW și face un copper ore 60 pe minut. No bun. Apoi de aici o să mergem frumos și o să facem un smelter. Și vedeți că se cam vede. Și vedeți cum e. Pe verde iese, pe portocaliu intră. Și nu mai țineam eu minte. A, uite că mi-arată așa, mi-arată o linie când este direct. Uite, cam așa. Bun. Și ăsta este smelterul. Și îl configurăm pentru copper ingot. Consumă 4 MW și produce 30 pe minut. No bine. Acum, ce mai mă interesează este conveyor belt-ul. Ăsta transportă 60 de resurse pe minut. Ăsta cât face? 60 pe minut. Deci e bine. Pentru început e foarte bine. Conveyor belt nu ajunge până aici, că avem nevoie de încă 3 iron plates. No bine, o să luăm și iron plate-urile. Și de asemenea, va trebui să mă gândesc un pic cum ne ocupăm de curentul electric. Să-l ducem elegant. Bine, cred că la început nu trebuie să fie totul elegant. Mă gândesc eu așa. Avem 2, nice! 20 și 20. Nice, foarte bine. Aici o să pun ceva, dar nu prea am ce să pun de aici. O să văd eu după aia. Trebuie să luăm niște iron plates. Mai am pe aici iron plates? Nu prea mai am pe aici iron plates. Nu e nicio problemă, facem iron plates. Vom avea nevoie de destul de multe, pentru că va trebui să aducem până aici copper ingot-ul. Așa că le voi face de acum. Bun. Eu zic că e suficient așa. Ce avem nevoie pentru power? Avem nevoie de fier de cupru, de țevi și de ciment. Ciment am. Fier de cupru nu am. Țevi nu am. Am lemn însă pe care o să-l iau. Mai am niște ciment pe care o să-l iau și pe ăsta. Fier de cupru. Hai să facem niște wire. Facem să fie, că din copper ingot altceva oricum nu putem să facem prima oară. Și apoi, mai trebuie să mai vedem ce mai avem nevoie, ca să nu fac 70 de milioane de drumuri. Ia, și acum ce mai avem nevoie? Avem nevoie de cablu și avem nevoie de țevi. Țevi n-avem, avem cablu însă și trebuie să mai facem niște țevi. Facem și țevi, acum na. Primul, că după aia vom vedea ce se mai întâmplă. Iron rod, mă rog, nu țevi. Țavă, o să vedeți că avem mai încolo. Bun, gata, suficient. Și hai să mergem să vedem cum facem. Păi, în primul rând, luăm un power line. Îl conectăm pe ăsta. Și vedem cât de mult putem să mergem așa. Că de principiu, cu cât mergem mai mult, cu atât consumăm mai puțin. Wire is too long. Ok, cât de too long? Uite, până aici. Bun. Iar de aici. Mergem mai departe și conectăm direct. Și de aici missing cable. Deci mai trebuie să luăm cable, pentru că de acolo mai departe o să o alimentăm și pe cealaltă. Și așa avem, o să avem curent. Bun. Avem cumva la power nu. O să fie probabil mai încolo, ca să producem și energie separat. Bun, aici ziceam că vreau să pun lemn.
aici o să consume lips la greu, n-ai ce să faci. Ziceam că am nevoie de, pentru power, de cablu. Dăm cablu, repede. Hai, mai, încă puțin cablu, bun, așa. Hai să mergem frumos. Că după aia o să înceapă să consumă din ce în ce mai mult curent. Asta deja a început să extragă. Dar el săracul extrage și nu trimite mai departe. Și dacă nu trimite mai departe, nu mă ajută cu nimic. Așa că vreau să le facem pe toate. Cablu de... No power line connection. Deci tot de aici, de aici, trag? Bun, trag și trag până aici, bun. Ok. Apoi, conveyor belt tem K1, punem până aici. Și deja vedeți că începe să iasă și o să ajungă aici. Iar de aici, mai departe, ăsta a început să funcționeze, iar de aici vom avea nevoie de mult, mult iron. O să-l las așa momentan și o să vreau să mai facem încă unul pe iron. Pentru că mai apoi să putem să facem plăcile de iron. Plăci pe care să le folosim pentru conveyor belts. Deci cam ăsta o să fie, cam asta e gândirea mea. Prin urmare, ăsta luăm de aici și îi dăm și pick up. Apoi hai să ne punem din nou pe un miner. Avem tot ce ne trebuie pentru un miner. Și lorotim până iese cum trebuie, cam așa. Bun. Apoi, pe ăsta îl conectăm. Uite așa. Ăsta ce extrage? Ăsta știe să extragă iron. Bun. Da, nu mă ajută neapărat că îl scoate încoace, dar având în vedere că mai avem încă unul, o să folosim un smelter pe aici. Un smelter va fi... Uite așa. Nu? Ia să vedem. Uite așa o să fie smelterul. Nu chiar. Nu e tocmai bine, dar hai să vedem. Că n-avem de ales, nu, o să facem altceva. Punem smelterul, uite aici. Uite așa. Bun. Apoi. Bă, dar asta nu pare totuși, nu pare să fie drept. Hai că vedem. De aici tragem până aici. Smelterul ăsta o să facă iron ingot. Bun. Ăsta bineînțeles că nu este conectat la curent. Am înțeles. Am înțeles care e problema. Păi fiți atenți. Facem un băț aici. Și apoi o să facem așa. De aici aici. De aici aici. Și tot de aici aici. Apoi dăm dismantle la asta. Și apoi, ba nu, aici mergea foarte bine. Uite așa. Gata, mergea foarte bine. Bun. Și asta o să fac aici frumos, o să facă iron ingot. Bun. Din iron ingot, mai apoi, trebuie să vină să facă, să avem un constructor. Avem nevoie de cablu, că de reinforced iron plate avem aici, că le-am făcut. Dar avem nevoie de niște cable. Și mai avem niște cable. Bun, mai facem câteva. Să fie bun. Și am rămas fără fuel pe ăsta. Așa se întâmplă. Momentan n-avem ce să facem. O să mai iau un pic de frunze de aici. Dar cam așa se va întâmpla.
o perioadă până când reușim să facem rost de o sursă infinită de energie, chiar dacă nu cea mai potentă, dar măcar să nu stăm să culegem de fiecare dată chestii de genul ăsta, ca să putem să obținem capuri și alte, mă rog, alte beneficii, să zicem așa. Bun. Caz în care, cred că am strâns, cât am strâns? Am strâns 131. Hai să mai strângem până la 200. Orice boschet, acum stau să culeg boscheți, pentru că nu e stare să-mi dea o bucată bună de... Nu. Nu vreau asta. Să-mi dea o bucată bună de lemn ca să pun aici. No, bine. Punem, uite așa, leaves. Aici avem lemn, lemnul se arde mult mai greu. Ăsta produce aici și cum ziceam, vreau mai departe să pun un constructor. Constructorul care să vină... Uite așa. Nu mă interesează să fie cine știe ce. Actually, constructorul o să vină în partea asta altă, că avem spațiu suficient. Constructorul o să vină, uite așa. Și îl întoarcem. Atenție, foarte, foarte mare. Încercăm să-l facem la 90 de grade. Uite așa. Nu cred că aici la 90 de grade, dar atâta s-a putut. Și o să vină, uite așa, pam, 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 frumos și așa, bun. Apoi un conveyor belt care se va duce până aici direct. Nu o să stau să-l mai fac în niciun fel. De aici avem nevoie să facă iron plate și trebuie să fie conectat la curent. Și va fi conectat foarte simplu. Uite așa. Bun. No, bine. Și asta o să facă frumos iron plate-uri aici, pe care eu mai apoi să le pot lua. Și același lucru vom face și cu celelalte, dar momentan o să am nevoie de câteva iron plate-uri ca să pot să aduc copper-ul până în zona respectivă, până în zona de aici. După aia o să fie totul mult mai organizat. Dar până una alta, atâta se poate, până deblocăm mai multe chestii. Și luăm iron plate-uri. Luând iron plate-uri, facem bucățile astea de... Ia, pe logistic ce mai avem nevoie? Și men și țapă avem suficientă, bun. Și o să vin, cred că, pe aici. Pam, 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 uite așa. Totuși. O să vreau și un... Deci avem smelterul și o să vreau și un constructor și aici. Dacă o să fac constructorul mai încolo. Hai momentan doar să le aducem. Ăsta a făcut copper ingot, pe care mai apoi să-l aducem, uite așa. De aici. Uite așa. Uite așa. Nu mai avem iron plates. Bine, înțeles. Și acum va merge frumos să mai luăm iron plates care s-au făcut acolo. Și cumva cred că le voi aduce pe aici, de aici să vedem mai departe cum facem. Așa aș vrea și să aducem toate constructorele aici, să fie mai ușor. Ăsta e momentan aici, dar cred că o să mergem cu el invers un pic. Avem încă 30, avem încă 30. Bun. Pentru că mă încurcă un pic căblăraia asta, n-avem ce să facem. Totuși, uite, aici avem niște noduri pe care nu le folosesc. Cine știe cum mă gândesc să fac după aceea. Dar momentan vreau să aduc toate lucrurile în zona asta. Aici fiind încă un nod de iron, ăsta o să vreau să vină undeva până aici. Sper să mă fi dus bine cu el. Ia. Avem suficient. Uite, până aici. A? Cam așa? Cam așa.
Bun. Le-am adus până aici. Iar apoi. Aici vreau să facem un constructor. Da, mă rog, constructor mai mult sau mai puțin. Ce ne oferă după aceea? Stai că pe banda asta, dacă mergem așa, primim primul... One of your power grids has shut down. Normal. Pe hub 6 ce primim? Ia. Care? Ăsta că nu mai are lemn. Ia mă lemn de aici. Unde e lemnul? Uite, ia lemn. Așa. Și ăsta? Și ăsta. Hai. Toacă. New fear unlocked. Bun. Ce primim mai departe? Pentru milestone-ul ăsta primim biomass burner. Bun. Și biomass. Putem să facem biomass. Ok, bun. Păi atunci ne interesează. Ne cam interesează. Ia să vedem ce avem aici. Avem 36 de bucăți. Mai avem. Așa. Bun. Pentru copper este suficient. Așa, și avem nevoie de un constructor. Prin urmare avem nevoie de două reinforced plate, în primul rând. Mai facem 8 așa și avem nevoie de reinforced plate. Pentru asta avem nevoie de 12 șuruburi. 4, 8, 12 și încă 12. Pam, pam, pam. Și facem două reinforced plate. Ok, superb. Superb, superb, superb. Pe care vreau să-l punem... Bă, sincer vreau să-l pun aici. Ba nu, uite, vreau să-l pun, uite, așa. Ca să fie mai ușor, dar totul să nu fie foarte încărcat. Uite, vreau să fie, uite... Uite, așa. Cum e? E bine? Ce ziceți? Ăsta vreau să facă wire. Cât wire face ăsta? Ăsta face 15 per minut. Nu primește 15 copper ingot pe minut. Deci poate să primească din mai multe părți. Ok. Și apoi venim frumos cu conveyor belt-ul până aici. Uite așa. Nu mă interesează să fie frumos. Frumos o să fie mai încolo. Eu vreau ca, ca băiatul să-și facă treaba. Bun. Având în vedere că avem așa... va mai trebui să mai fac încă un pole. Încă un pole care va fi... Uite aici. Iar apoi să-l cum... Pe ăsta să vină... Missing cable. Fi var mama voastră să vă fie de râs. Mă plimb după cable atâta. Să fac cable în sus, cable în jos. Cable în sus, cable în jos. Bun. Cable. Facem cât se poate. Avem nevoie de două bucăți. Una de aici, aici. Și încă una de aici, aici. Și asta o să fac aici frumos wire. Bun. Și o să avem, avem deja producția de wire și de plăci asigurată pentru upgrade 6. Ar mai trebui mai departe să mai ne ocupăm de încă un un nod, de nodul de aici, ca să facem și țevile, dar m-am gândit să facem altceva mai înainte de asta, să mai facem un miner sau de fapt, mă rog, ar fi bine să mai facem încă un miner și să luăm de undeva. Cred că de pe aici pe undeva să luăm și limestone-ul. Să-l aducem, că parcă e departe. Am pus acolo un portable miner cât să-mi facă ceva, dar parcă bine, va trebui să-l aducem la un moment dat. Și ăsta de aici și toată zona asta va trebui să fie modificată. Dar momentan eu zic că este foarte bine așa. Vedeți că deja ăsta n-are ce să facă aici.
Și avem, avem suficient pentru cimentul de care avem nevoie acum. Și apoi, ușor, ușor, în timp, vom face ce e necesar. Mai avem nevoie de două iron plate-uri ca să fac acolo un miner. Dar după aia o să dureze foarte, o să... Mama ta. Ai, n-avem ce să facem. Facem aici concretul. Avem nevoie de biomass. Dar putem să facem biomass-ul din biomass burner după. La fel, trebuie să avem ce să aducem din biomass. Nu e tocmai cel mai elegant lucru. Dar da. Bun, avem suficient... De asta mai avem nevoie. Avem suficiente plăci, avem suficient... o să facem și suficient fir. Avem 50 de iron rod-uri, mai avem nevoie de încă 50 de iron rod-uri. Pentru chestia asta, mergem frumos aici. O să deja funcționează aici destul de bine. Asta facem în continuare, mamă, face peste 100. Păi atunci, hai să facem așa. Și să-i dăm select recipe să facă iron rod de acum încolo. Nu? Măcar să ne folosim de treaba asta, într-un fel. Merge? Ia uite ce am mai pus aici. Să facă tată. Lasă să facă, că e foarte bine. Bun. Plăci avem. Hai să vedem dacă avem și fire. A, aici nu mai avem suficientă energie. Cred că lemnul este o idee mai bună. Problema cu lemnul este că e și mai rar. Dar vedem. Luăm așa. Culegem boschețeală pe aici, boschetărim un pic. E interesant jocul, e interesant și partea foarte mișto. Uite, spre deosebire de Planet Crafter pe care l-am jucat relativ recent, pe Planet Crafter, la început, bă, pare totul atât de încet. Aici nu e încet neapărat, dar este totul foarte manual. Nu poți să automatizezi prea multe chestii. Asta spre deosebire de... da, cum ziceam. Am rămas fără energie pe amândouă. Și eu cel puțin prefer să fie mai manual, dar mai rapid, decât să fie lent, așa să te plictisești până când ajungi undeva, toată harta să pară super mare și la final să ajungi să te plimbi pe ea instant. Prefer să fie un echilibru între cât de greu ajungi în anumite zone de pe harta, pentru că eu vă zic că în momentul de față noi ne plimbăm doar în zona asta, dar harta este mult, mult mai mare. Vreau să fac rost de 100 de, de 100 de lemne, ca să împart jumate-jumate. Avem 81. Unde e animalul? Sau doar a venit noaptea? Aparent doar vine noaptea, bun. 212 leaves, lemne avem suficiente. Și punem tot așa, punem frunzele într-o parte. Uite, aici punem toate frunzele. Și apoi aici punem tot lemnul. Uite așa, bun. Să înceapă să fac aici, să producă în continuare. Și să vedem câte bucăți. Avem 57 de bucăți de wire. Hai că mai avem puțin și facem și aburidul următor. Și na, o să ne punem și pe celelalte noduri cât de curând. Deci avem, ce avem în momentul de față? Avem 50, avem 50, avem doar 57 de fire, dar o să le facem. Avem 100 plus și încă 50 de iron rod. Bun, deci mai avem nevoie de 50 de iron rod-uri și 50 de fire. Uite, am mai făcut câteva. Mergem aici, luăm și de aici, o să putem să mai facem și noi manual, că dacă nu mai am răbdare, dar eu zic că răbdarea este o virtute pe care noi o avem. Și voi bănuiesc că o aveți, nu? Bun. Între timp, ce facem între timp? Între timp,
Băi, eu zic așa, hai, între timp mergem frumos acolo și facem minerul de limestone. Și vreau să văd ce e acolo sus. Ce e chestia aia? De fapt, hai să vedem ce e chestia aia. O să luăm de aici minerul. Grab și așa. De fapt și de drept. Bine, hai să punem minerul. Nu mă lasă. Hai mă. Și vreau să fie, uite, așa. Bun. L-am pus frumos. Ăsta o să extrag aici după ce îi aducem și lui curent. Dar e bine că avem apă peste tot. Vreau să văd ce avem aici. N-ajungem. Nu o să ajungem aici fără jetpack. Așa. Între timp trebuie să mă obișnuiesc să mai culeg biomes de ăsta, că nu prea am de ales. Și va trebui să ne conectăm cumva la rețeaua de energie electrică pentru zona asta de limestone, ca să facem, ca să facem ciment. Va trebui să ne, să ne conectăm un pic la curent. Și asta cred că voi face acum. Că oricum, lucrurile se produc. Pateul crește. Eu m-am pierdut. Mai luăm și de aici niște nuci. Barrel nut. Bun. Și apoi trebuie să aducem frumos curentul electric. Și o să-l aducem. Asta e că pe aici o să fie, uite așa. O să mai punem un stâlp. Uite aici. O să mai punem un stâlp, uite așa. Apoi curentul electric. N-avem suficiente căblăraie, asta e clar. Dar ăsta nu o să mai vină, uite așa. Ăsta o să vină și o să se lipească cu ăsta, dar missing cable, mai avem nevoie de niște cablu. Facem acum repede cablu. Pam, 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 să fie. Oricum avem copper wire, avem din cealaltă parte. Și apoi conectăm pe ăsta, îl conectăm cu ăsta. Iar apoi ăsta se va conecta aici, că n-avem de ales. Nu prea avem ce să facem. Apoi, de aici. Nu cred că putem. Wire is too long. De aici o să mai vină încă unul până aici. Uite așa. Și apoi de aici o să-l conectăm așa. Ăsta scoate frumos limestone-ul, pe care mai apoi îl va aduce până aici la un constructor. De fapt, nu va fi smelter, ăsta va fi pe constructor. Da, vedem. Că pentru constructor mai avem câteva lucruri de făcut. De exemplu, exact, că a început deja să consume foarte mult și o să se consume foarte repede biomesul ăsta. Și va trebui să facem mai repede hub-ul upgrade ca să facem, să producem biomes. Pentru că biomesul arde mai greu. Și atunci nu vom avea la fel de multe probleme. Asta până când vom da de petrol. De oil. Care a rămas fără? Bineînțeles, a rămas fără ăsta cu frunzele. Pentru că ăsta, și culmea, că ăsta cu frunzele nu consumă decât pentru ăstea. Ăsta consumă pentru mult mai multe. Da, de asta am și pus lemne. Am mai putea să facem o treabă. Să legăm cele, cred că am legat de fapt. Nu le-am legat. Am putea să facem tot ăsta, să legăm, să consume din amândouă toate. Și cred că asta voi face. Voi face încă un power pole aici. Apoi
Ăsta va fi așa. Ăsta va fi așa. Ăsta va fi așa. Ăsta. Bun, uite așa. De aici se va duce. Pe cine am luat? Pe cine am scos? Am scos așa. De aici se va duce. Uite așa. Și atunci toate astea forme, astea consumă de la amândouă. Toate consumă de la amândouă. Ceea ce e mult mai bine. Că dacă moare unul, rămâne celălalt. Și tot așa. Foarte bine. Bun. Autosave imediat. Ăsta a făcut aici. A mai făcut. Uai de capul meu câte wires a făcut. A făcut, tată. Deci wires avem. Plăci. Avem plăci? Avem suficiente plăci. Aici a făcut suficiente de astea. A făcut suficiente de astea. Ciment 40. Și avem doar limestone-ul de ăsta. Deci problema este la ciment în momentul de față, dar nu este nicio problemă. Hai să facem și un constructor. Avem nevoie de două plăcuțe. Ăsta vreau să fac o treabă. Așa, și acum îi dăm select recipe și vreau să facă din nou iron plates. Bun. Și apoi vreau de aici să facem screws. 24, da? Cu două reinforced plates. Și apoi vreau să fac cable. Bun. Și o să mai avem nevoie de un pic de cable. Stai un pic. Să nu fim așa. Mergem frumos. Partea bună că odată cu cablurile mă și orientează un pic către direcția în care trebuie să merg. Ceea ce este foarte bine. Mai luăm aici niște biomass pe drum, că trebuie să mă obișnuiesc să fac chestia asta. Iar apoi ziceam că facem un constructor. Și uite așa. Un constructor aproape. Punem și un belt. Și apoi și constructorul de asemenea va trebui să fie prins la curent. Și constructorul vreau să facă concrete. Bun. Punem și limestone-ul. Ah, uite mă cât limestone aveam că eu nu știam. Bineînțeles că nu mai putem. Luăm niște biomass pe aici. Hai că nu mai avem foarte mult. Și o să fac încă o treabă, pentru că nu mai putem să facem pe videoclipul acesta și așa ceva. O să iau limestone-ul de aici și o să mă duc să-l facem noi manual, cât avem nevoie. Și apoi o să fac eu în off camera. O să ajustez un pic baza la cum arată acum, astfel încât să putem să plecăm mai departe, să evoluăm și să nu stăm acum să ne proptim în design, în cum arată, în lucruri de genul acesta. Asta o să le fac eu în off camera. Bineînțeles că a rămas asta fără fuel. Uite, punem lemn. Ăsta are lemn, dar nu înțeleg de ce nu funcționează amândouă la fel și de ce nu traversează linia asta suficient. Nu știu. Asta va trebui să... Am gândit-o cumva, o să facem. O să fac eu în off-camera. 50, da? 50. Țap, 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 țap. Mai am nevoie de plăci. Lasă că de asta l-am făcut pe ăsta aici să facă plăci. Ca să iau eu plăci. Da. Așa, și punem și plăci. Upgrade hub. Bun. Hub upgrade 6. Ah, și-am deblocat tier 1 și tier 2. Freighter landing initialized.
Congratulations, you have completed onboarding and achieved the absolute minimum skill level required of a Fix-It Pioneer. Ce asta? Fix-It looks forward to your future achievements, because a future with Fix-It is a future with you. Tier 1 and 2 milestones are now available in the hub, and biomass burners can now be built individually. Nice. Your first official objective is to initiate project assembly by building the space elevator. This objective will take a significant amount of resources, so Fix-It recommends getting to work. Da, da, bine, ok, fie. Bun, deci avem tier 2 care ne poate debloca base building cu foundation, rampă și wall și lookout tower, logistics apoi pentru splitter, merger și lift, nice, și apoi field research cu hartă, mam, object scanner, personal storage box și inventory slots. Bun, iar pe tier 2 avem assembler-ul cu diferite lucruri, apoi avem obstacle clearing, chainsaw și solid biofuel, jump pads, awesome sink și awesome shop și build gun upgrade customizer. Bun, și conveyor belt 2 cu stackable conveyor port și cu conveyor lift MK2. Bun, dar o să mergem mai întâi pe base building. No, bine, dragii mei. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Noi ne auzim la un nou videoclip în care voi aranja un pic lucrurile pe aici și mai apoi vă voi arăta exact ce am făcut. Vom aduce toate lucrurile astfel încât să arate bine și toate astea în episodul următor. Rămâneți cu bine, salutare!